28 de copii au fost abandonați în anul 2019 în județul Buzău. Potrivit surselor oficiale, în prima jumătate a acestui an, 17 nou-născuți au fost părăsiți în maternitatea Buzău și un copil la secția de pediatrie a Spitalului Județean. Abandonul copiilor în unitățile sanitare este un subiect sensibil și rămâne un fenomen social greu de combătut. Rata abandonurilor nou-născuților și a copiilor mici în maternități și spitale de pediatrie tinde să rămână la cote alarmante. Am fost sesizat pentru 17 cazuri, 6 de sex masculin și 11 fetițe, 7 provin din mediul urban și 10 din mediul rural. Pentru 17 dintre aceștia s-a dispus măsura plasamentului la asistent maternal profesionist. Cei mai mulți copii au fost abandonați imediat după naștere, alții au fost aduși pentru tratamente în secțiile de pediatrie și lăsați acolo. Acești copii sunt cel mai adesea rezultatul unei sarcini nedorite. Sărăcia și faptul că alți copii o așteaptă acasă o îndeamnă pe mămică să aleagă cea mai cruntă variantă pentru noul născut, aceea de a-l lăsa pe un pat de spital. Fiecare situație are particularitatea ei, însă, de regulă, din cauza situației precare, din cadrul familiei sau a faptului că familia este deja numeroasă, iar aceștia nu își permit creșterea și îngrijirea încă unui copil. Autoritățile abilitate sunt sesizate de către unitățile spitalicești, iar acestea decid ce este mai bine pentru mamă și copil. Se încearcă integrarea lor în familia extinsă, iar dacă nu este posibil, se caută un asistent maternal pentru a oferi copilului condiții bune de trai. Totodată, mămica poate primi găzduire împreună cu bebelușul în centrul maternal din subordinea DGASPC Buzău. Luăm legătura cu asistentul social din cadrul spitalului și de acolo pornește evaluarea. Evaluarea familiei, evaluarea familiei lărgite și scopul nostru este întotdeauna reintegrarea sau acordarea sprijinului pentru reintegrarea copilului, integrarea copilului în familie. Abandonul reprezintă cea mai gravă formă de neglijare a copiilor. Un lucru demonstrat de nenumărate studii este acela că un copil prezintă carențe în dezvoltarea psihoafectivă, intelectuală, socială și motorie din cauza lipsei afecțiunii părintești, a unei îndrumări corespunzătoare.